Din pasiune. Deci o pasiune care mi-a apărut încă de când eram în liceu, nu spunem acum câți ani în urmă, atunci informatica și calculatoarele fiind mai la început, așa, având și un frate mai mare care a studiat înaintea mea aceeași disciplină și aceeași facultate de informatică din Iași, mi-a stârnit interesul, curiozitatea și apoi în timp n-a mai dispărut această pasiune pentru informatică. Pentru că mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu copii. Adică încă din liceu, din gimnaziu, eram un fel de mentor pentru colegii mei. Mi-a plăcut și matematica foarte mult. Chiar la un moment dat veneau la mine și spuneam: medium, concentrează-te, rezolvă problema. Și mi-a plăcut foarte mult să le împărtășesc și celorlalți din ceea ce știu eu. Iar copiii sunt deosebiți. Pasiunea, dăruirea, sufletul pe care îl pui în tot ceea ce faci pentru copii. Faptul că poți să descoperi tot timpul ceva nou, faptul că te ține tot timpul ancorat în realitate, faptul că ai tot timpul ceva de studiat. Adică nu sunt o persoană care să mă limitez la ceea ce știu și să nu vreau să aflu noutăți, să nu vreau să mă dezvolt mai departe. Iar informatica întotdeauna îți stârnește astfel de curiozități. Să aibă răbdare cu generațiile din ziua de azi, pentru că ei știu foarte multe și au foarte multe surse de informație. Să se mobilizeze și să încerce să devină mai bun decât ei și să fie mai bun decât ei, ca să le poată împărtăși și să-i ajute să se dezvolte pe viitor. Să le transmită pasiunea pentru informatică. Sincer, nu mi-am imaginat asta. În lumea aceasta ideală, cred că profesorul ar trebui să fie un fel de partener cu elevul. Să lucreze împreună, să-l ghideze pe ce este mai bun. Ar trebui, în primul rând, să aibă dotări corespunzătoare. Da? Îmi place foarte mult lucru în echipă și ca și proiecte. Da? Și cum colaborează copiii și profesorul să-i ajute și să lucreze împreună cu ei. Deci mi-aș imagina proiecte, cercetare, dezvoltare din toate punctele de vedere. Fi multe. Aș vrea să știe la fel de multe ca mine, mai multe decât mine, și aș vrea să știu sigur că se descurcă mai departe și că i-am stârnit acest sâmbure de interes pentru informatică, de care să nu-i lipsească niciodată, să nu se despartă niciodată de el. În primul rând, m-au ajutat aceste sesiuni de discuții cu colegii. Deci, v-am spus, cred foarte mult în lucru în echipă. Și aici ne-am adunat o echipă de profesori pasionați de informatică, profund ancorați în realitate, în ce se poate face și ce putem să facem ca să fie mai bine. Și aceste discuții consider că sunt constructive și sper să reușim să implementăm ceea ce am dezvoltat aici și ce idei am căpătat aici în urma împărtășirilor. Plăcere!